Hey, I'm on top, really I'm on top. Yeah, whole crew on top, really we on top. Wake up every morning with drive. Been on the grind, know I had to survive. We had to win. Started from the dirt and the rubble. I had to be the needle that was popping your bubble. Letting the air out, walking with a clear route. How we gon' rise today? I'm making mine today. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la acel clip în care luăm contact cu unul dintre cele mai necunoscute telefoane, absolut surprinzătoare. Pentru că ceea ce avem pe masă este o dinastie de telefoane de gaming excepțional de rapide, dar despre care n-a auzit aproape nimeni. Noi vă povestim deja de vreo 2 ani de telefoanele Red Magic, înainte le zicea Nubia, dar divizia de gaming se numește Red Magic. Și pe ce m-am arătat 3 și 3S, telefoane cu senzor de amprentă foarte bine acolo unde trebuie, răcire cu lichid și ventilator, astăzi a venit momentul să vă arăt un Red Magic 5G, un telefon de gaming cu 5G. Și cu niște specificații de ne stă mintea. Înainte de a-l desface chiar, am o fișă aici pentru că deja datele sunt online, însă ce promite telefonul ăsta este incredibil pentru un telefon la prețul la care este el oferit. Și hai să vedem împreună. Deci zici că sunt într-o reclamă, dar mie nu vine să cred cum poate Nubia / Red Magic să oferă acest telefon la 500 de euro. Este imposibil în momentul ăsta să mai rămâi competitiv făcând un telefon cu 5G și cu ce promite el. Pentru că deja de pe pachet aici din spate vei vedea că ecranul este un AMOLED de 144 de Hz. Ireal. 12 GB de RAM. Nu știu dacă e ăla de 12, că există mai multe variante. O baterie de 4500. Trigăre. Pe lateral, acest telefon ar trebui să fie cel puțin acolo sus cu ROG Phone 2, care era într-adevăr un super flagship de jocuri până recent. Hai să-l desigilăm, să facem unboxing-ul și să mai vedem și celelalte surprize pe care eu le aștept la pachet. Pentru că, dacă e adevărat, mai avem un superlativ. Aștept ca în interior să găsesc. Apropo, cutia este foarte frumoasă. Asta la Victoria, siempre, foarte, foarte chinezesc aici. Acesta este telefonul. Mă uit imediat de ele, mă abțin, că vreau mai să văd dacă e adevărat că în cutie ar trebui să fie aici un charger de telefon. Nu. Dar în teorie am găsit date cum că s-ar putea încărca pe 55 de W. Nu este ăsta încărcătorul însă. Vezi aici? 9 V ori 2 A egal 18 W. Nu e asta. M-am entuziasmat degeaba, dar timpul nu este pierdut. Mai am un cablu USB-A la USB-C roșu, fără alte accesorii, suplimentare în pachet și câteva manuale, nici măcar un bumper case. Mi este clar că au făcut toate eforturile ca să ducă prețul atât de jos și s-au concentrat pe performanță, nu pe accesorii. Ok, hai să ne concentrăm pe telefon. Deci, țineți-vă bine, Red Magic 5G, fața nu o să vă spună nimic. Dar dacă vă arăt spatele, incredibil. Incredibil. Deci este prima dată când văd așa ceva. E o treabă? Este o treabă. Modelul este NX659J Pulse. 5G Digital Mobile Phone. 12 GB de RAM cu 256 GB de stocare. Deci acesta este top spec. 5G cu 12 GB de RAM. Nu e top. Am mai și de 16. Și ce ți se pare ciudat la telefonul ăsta, Radu, când ți-l arăta așa? În afară de X-ul ăsta din roșu cu albastru, apropo, toți stelișii ar trebui să-și așa ceva. Este cel mai mic modul de cameră de pe un telefon în 2020. Cel mai mic.
Ia uite ce am găsit. Docking station? Nu îl avem, dar aici avem ventilația care a fost mutată. Bine, era înainte pe lateral, dar nu mai am perforațiile astea pe spate. Le-am doar pe laterale. Așadar, înainte, la modelele anterioare, cei de la Red Magic puneau o zonă de intrare a aerului și o zonă de ieșire. Acum sunt puse ambele pe canturi, mult mai discret. Dar cum arată butoanele astea incredibile și butoanele haptice. Deci toate ideile bune de pe Red Magic 3 sunt în continuare aici. Și hai să le vedem. Pe cant, butoanele astea, air trigger-le astea, au un răspuns de 300 de Hz. În fiecare secundă, în funcție de cât de rapid este degetul tău, ele vor prelua aceste mișcări. Butoanele de volum, de standby sunt tot acolo. Gurile de ventilație sunt un pic mișcate față de generația anterioară. Comutatorul acesta care pe OnePlus, pe exemplu, setează sunetul aici este game modul, o evacuare sau o intrare de aer, una din cele două, și același conector. Cred că accesoriile anterioare vor funcționa, deși noi nu le-am văzut încă, trebuie probabil comandate. Și sertarul pentru SIM sau SIM-uri a fost mutat în partea de jos și aici mai am o zonă de difuzor pus, plus conectorul USB-C, nu vreau să greșesc, 3.1 ai scris. Dar este un telefon un pic mai scund, este un pic mai compact decât Red Magic 3S pentru că au rezolvat, am mai micșorat din margini. Hai să-l și pornim. Hai să-i punem și un SIM, să vedem dacă chiar ne dă 5G. Da, și este dual SIM. Deci el pornește în standard pe 90 de Hz cu ecranul. Hai să-l punem pe limba română, că știm unde trăim. Dar motorașul de vibrație haptic este lent. A pornit ventilatorul. Ia uite, și vrea și update. Până când își face update-ul de firmware, tocmai l-am scos din cutie, băi, trebuie să spun o chestie. Serios acum, mai știi pe cineva care are telefon la care să se audă ventilatorul? Ce? Asta nu are ventilator. Da, da, Black Shark. Păi, na, îți dai seama că nu e distanța așa de mare între fabrici. Dar știi ce e interesant? Că deja la zona de telefoane de gaming, producătorii chinezi nu mai au de la cine să fure. Trebuie să inspire unii de la alții. Au ajuns atât de departe cu inovația, încât în acest moment nu mai există un lider pe care să-l alerge din urmă. Și trebuie să introducă ei chestii noi. Telefon cu ventilator. Până când se activează, așadar, un telefon care se duce spre 9 mm în grosime, vopsit, un șasiu din aluminiu cu capac de sticlă. Spatele este o sticlă curbată, dacă vezi, în unghiul ăsta. Și sub ea este evident un colant lipit peste capac, peste care s-a pus sticla. Și așa am ajuns la acest efect, care arată foarte interesant, dar nu este foarte scump de obținut. Dar este o apariție interesantă să ai un telefon care să arate așa. Atunci când miști telefonul, se vede altfel logo-ul Red Magic. Nu se aprinde nimic însă la el, cel puțin până momentul ăsta. Ah, uite că pulsează, fii atent. A început să pulseze. Logo-ul Red Magic pulsează pe spate. Ceva frumos. Separate game space. Restoring handheld gaming experiences. Deci, odată ce ai pornit telefonul, primul lucru pe care îl vei vedea nu este ecranul de bază al unui telefon, ci ecranul de jocuri. Swipe I into call out. Ia uite aici. Aplicația lor, game modul lor a fost îmbunătățit și acum îți arată și dacă te interesează la câți GHz rulează procesorul și GPU-ul, apoi poți să te joci cu Game Enhancement în jocuri. Touch button, please use it during landscape. Ok, Dazzle Light, s-o stingi sau s-o aprinzi, iată, Dazzle, adică să Dazzle, a mira, face oamenii să fie mirați. Cooling Fan, poți să-l oprești sau poți să-l lași pornit, de ce nu? Și cam așa arată setările pentru handle. Dacă obții un handle, poți să-l adaugi suplimentar, îl vei conecta pe lateral și va fi nevoie să-l încarci și pe acela. Aici îți adaug jocurile. Și de pe lateral poți să-l treci pe 144 de Hz.
Hai să vedem dacă observi tu ceva, Radu. Și am tras o singură dată de buton și am revenit în ecranul normal, care, din câte văd, deși în joc l-am trecut pe 144 de Hz, a rămas și aici în 144 de Hz. Sincer, deja ochiul meu de la 90 de Hz în sus trebuie să ai o vedere de vultur să observ chestiile astea, dar nu cred că în meniul de Android am chiar 144 de Hz. Cred că un 90 aici, cred că doar în jocuri o să ajung la 144 de Hz, exact cum zicea acolo. Hai să mergem la afișaj. Screen refresh rate, avem 60, 90 și 144. Până când își face update-ul, trebuie să vă spun că într-adevăr are o margine destul, are o bărbie și o frunce. Și marginile astea. Nu este cel mai subțire telefon, nu asta și-a dorit, dar pentru un telefon de gaming asta nu e neapărat o veste proastă, pentru că tu o să-l țin cea mai mare parte a timpului așa și există riscul să mai obturezi zonele. De asemenea, are un difuzor aici și dacă nu vei folosi căști, te va ajuta faptul că în poziția asta va ieși sunetul pe aici. Triggerele sunt așa. Și conectorul pentru accesorii în partea de jos. Însă, serios acum, 2020, gaming. Și din nou, mufa este pusă corect, pentru că dacă folosești telefonul așa, îți lasă ori difuzorul, ori ieșirea de căști aici în unghiul ăsta. Mă aștept ca pe acel accesoriu să aibă rețea, într-adevăr, curent și căști, dar nu am văzut accesoriul cu ochii mei. 5G, acum merge 5G-ul pe el, Radu. Red Magic 5G a prins 5G. Hai să vedem ce fel de 5G. Da, de care? De la bunul sau de la ieftin? La bun. Nu e de la ieftin. Nu e cel mai rapid? E undeva pe la 500. Prin comparație, cei de la Huawei reușesc pe 5G. Ne-a reușit să obținem și 590. Hai la cald, merge mai repede. Bă, să știi, cam acolo e, uite-l. Cred că în momentul ăsta cam asta e situația din rețea. Cam așa arată diferența de optimizare, ceea ce înseamnă, ce înseamnă să ai telefoane care să fie testate și validate de operatorii din țara de destinație. Însă chiar și așa, este unul dintre primele telefoane cu 5G care nu se vinde oficial în România, nu se vinde public într-un magazin de la noi, care vine cu optimizări pentru rețele de la noi și chiar funcționează. Și hai să vedem noi cât ne ia să descărcăm Asphalt 9 din Google Play pe 5G. Nu de alta, dar ăsta trebuie să suporte 144 de Hz. Acum. Deci avem de tras 1,89 de giga. Nu pot să văd cât, ce înseamnă asta în procente, dar la o secundă se mai actualizează câteva procente. Deci am tras deja 1 giga, Radu. Cred că nu ne-a luat un minut, nu, să descărcăm jocul ăsta. În câteva secunde am descărcat, în câteva zeci de secunde am descărcat un joc de 2 giga. 90 de Hz este așa, ecranul. Uite, și mi-arată și cât am tras deja de pe internet. Și gata, am tras asfaltul prin 5G. Difuzorul chiar e puternic, să știi. Wake up every morning with drive. To survive, we had to win. Started from the dirt and the rubble. I had to be the needle that was popping your bubble, letting the air out. Walking with a clear route. How we gon' rise today? I'm making mine today. Go make yours. Double back and flip the proceeds. Last year on the corner sipping OE. Had to get off the block. Best friend smoking rock. Best man called the cops. Rose from the city that never sleeps. It's the melting pot. I came through with purpose. I never question if it's worth it, homie. I'm on top, really.
we on top. I'm on top, see me, I'm on top. We on top, whole crew on top. I can't stop. I'm on top, see me, I'm on top. Bă, chiar și tutorialul e tare la jocul ăsta. Deci, dacă te prinde faza cu asfaltul, este un joc foarte fain. Dar... se aude telefonul. Așa se aude telefonul ăsta. Deci trebuie să spun că deja, de la prima experiență, este cel mai fluid telefon pe care m-am jucat până acum. Dar, evident, să punem pe el niște Geekbench. Nu-i așa? Acum, adevărul e că telefonul acesta, da, va fi bun pentru un racer de genul ăsta care știe să folosească potențialul maxim, dar ați văzut deja din descriere că este bun și pentru PUBG. Și de aceea, acolo își va arăta cu adevărat utilitatea, nu neapărat pentru viteza de refresh, deși este bună în shootere, ci pentru triggere. Pentru că la cele mai multe telefoane îți dai cu degetul pe ecran și din cauza asta, pur și simplu, îți iei din vedere, din câmpul vizual. Având aceste air triggere pe lateral, poți pur și simplu să-ți folosești degetele în afara ecranului și având această viteză de 300 de Hz de răspuns, vei putea să le folosești la modul realist ca pe niște controlere. Ca pe niște controlere de consolă. Deja felul în care afișează pe ecran este ca la un, să zicem așa, calculator de gaming. Mai ai și aceste air triggere care sunt la viteză de consolă și în 2020, iată că vedem pe segmentul mai accesibil de gaming, performanță de desktop, de calculator de gaming. Da, e un ecran mai mic? Bă, da, serios, 144 de Hz, air triggere și performanță din asta foarte bună pe Full HD+, eu zic că nu este rău deloc. Așadar, doamne și domnilor, băieți și fete, single core score pe Snapdragon 865 pe un Red Magic 5G și single core pe un S20 Ultra 929, iar pe multiscore deja știm că Snapdragonul rulează. În rest, ce să vă mai arăt? Scoruri similare am mai întâlnit la toate telefoanele pe care le-am văzut anul acesta cu Snapdragon 865, că am mai văzut încă unul pe care o să vi-l arătăm mâine, la momentul la care vedeți voi acest clip publicat. Dacă, adică pe 14 aprilie, veți mai vedea încă un telefon cu performanțe ce... mâine, 14 aprilie. Așa, dar cam așa arată performanța și da, este un Snapdragon 865 cu tot ce trebuie, cu Adreno 650 ajutat de suficient de mult RAM, astfel încât să ducă orice task de zi cu zi și să fie în top între cele mai bune telefoane din lume. De data asta putem spune fără nicio reținere că le-a ieșit, nu doar că le-a ieșit, s-au străduit, nu doar ecranul este rapid, tot sistemul funcționează foarte bine. Sunt puține lucruri pe care le mai poți greși atunci când pui cel mai nou procesor, Snapdragon 865 cu 12 GB de RAM rapid pe LPDDR 5 și Bluetooth-ul Radu este 5.1. E un telefon foarte bun la banii ăștia și mai arătăm camera? Foarte scurt, hai, foarte scurt, foarte scurt, știu, ne grăbim toți, hai. Deci, vă arăt fața lui Radu pe 10X. Nici lui nu-i vine să creadă că telefonul ăsta promite zoom 10X. Da? Și acum coborâm spre 1X. Aici suntem la 5, 3, 1. Vă rog eu, rămâneți pe 1. Că n-aveți cu ce. N-avem wide, n-avem tele doar digital, na. La capitolul, nu vă mai arăt alte funcții. Important e că la nevoie ai cameră să citești QR coduri. Dacă filmează 8K. Tu chiar vrei să vezi 8K? Păi, să care și cameră de selfie. Știi ce? Camera de selfie mai bună decât aia de pe spate. De-aia au pus watermark direct. Ok, și beauty, nu. Hai să ne ducem la video, da? Radu? Și acum filmezi către spate. Are 25 de frame-uri. Fac aceste mișcare pentru a vedea dacă se cadează. Și acum filmezi către spate. Și o să întorc să mă văd și eu. Uite, așa vloghez cu... Sunt un pic vărzui. Da, dar e clar, e fluid de imagine. Am 8K la 25 de cadre. Și pot să fac zoom în filmare. 55 de W. Hai să vedem. Cu încărcătorul lui 18 W, dar dacă îl bag pe ăsta...
Și a pornit ventilatorul la încărcare. Cred că ventilatorul regește și bateria și crede că a trecut în gaming mode automat. Telefoanele cu Snapdragon tradițional suportă Quick Charge 2340, că de aceea și zice așa, că a fost patentat de Qualcomm. Și de aceea am pentru voi accesorii de calitate de la partenerul nostru, pentru care acum facem promovare, gsmnet.ro. Le avem aici pe Kashi cu Power Delivery, 17.000 de mAh, Kimba, un încărcător cu inclusiv cu ieșire cu Type-C, care poate da pe Type-C chiar și 60W, ar trebui să testăm chestia asta, dar e un 60W total. Mai avem alimentatorul nostru foarte bun pentru deplasări, Mbala, țineți bine, Mbala, cu două USB-uri și Power Delivery, și acesta poate încărca rapid, are inclusiv o baterie incorporată, încărcătorul bagi în priză, dar are și baterie atunci când nu ai priză. Și aici avem pe Sambi boxă cu încărcător wireless și comenzi. În plus, cabluri și alte încărcătoare găsești tot pe gsmnet.ro, partenerii noștri pe care ți-i recomandăm de fiecare dată când ai nevoie de o husă, un încărcător, o baterie, dar și de piesa de service dacă ai de gând să-ți faci un service GSM. Și gata, nu mai trag de timp. Telefonul acesta, așa cum îl vedeți, cam câți bani merită? Banii voștri? Red Magic cere pentru acest 5G în China $580 echivalent, dar oferă în pachet și încărcătorul acela rapid de 55W pe care noi nu am putut să-l testăm. Și nu este un preț rău deloc, pentru că este la jumătate de preț aproape față de cel mai apropiat Snapdragon 865 cu 12 GB de RAM, pe care o să-l vedeți pe blogul meu pe 14 aprilie. Sau, dacă aveți noroc, să puneți mâna pe un S20 Ultra cu Qualcomm din afara Europei. Repede la final, plusuri și minusuri. La banii care se cer pe acest telefon, este cu siguranță cel mai bun deal posibil pe hârtie. Dar minusurile. Trebuie să-l cumperi din China. Garanția se execută acolo, în cazul în care va trebui să apelezi la ea. Va trebui să plătești taxe de import și TVA odată ce ajunge în România și va să aștepți ceva timp pentru comandă și garanție în caz de. Nu a venit la noi cu încărcătorul rapid, dar cred că versiunea care se va expedia în afara Chinei o să fie o idee mai ieftină la plecare decât cei $580. Nu știm exact, la momentul review-ului, prețul pentru restul lumii, pentru că este gândit în primul rând pentru China. Deși modemul este global, funcționează oriunde fără probleme. La capitolul minusuri mai trec evident camera. Camera de pe spate, care da, filmează 8K, dar în rest pozele sunt pământ. Pentru 1X este ok, dar în rest cam atât. În 2020 deja cu toții ne așteptăm de la telefoanele noastre măcar la un wide sau un ultra wide. Fără tele mai pot trăi, dar fără wide mi-e mai greu. Și alte minusuri, husă. Trebuie neapărat să comanzi o dată cu el husă, pentru că această sticlă care arată bine se va zgâria și se va mătui destul de repede. Este interesant să ai combinația asta pe spate, dar este foarte țipătoare. Da, este și fain că poți să vezi logo-ul luminând, însă nu este o chestie elegantă. Este un telefon de gaming care va arăta puțin ciudat în mâna unui om de business. Sau dacă chiar vrei să te ia lumea în serios. Așadar, este un telefon pur de gaming și apreciez chestia asta la el. Astea sunt minusurile. La partea de plusuri, încă o dată, deci am mai zis de 3 ori, la banii ăștia este imposibil să găsești ceva mai rapid. Ecranul este foarte bine implementat. Jocurile merg excepțional de bine. Faptul că are încărcare rapidă și o baterie masivă îl ajută enorm de mult. Cu 4500 de mAh poți să te joci cel puțin 3 ore pe blană, dar după aceea vei avea nevoie de acele accesorii care nu sunt o idee rea deloc. Am mai văzut accesorii interesante, spre exemplu, și pe alte telefoane de gaming. Ecosistemul lor este destul de limitat. Pe Asus ROG Phone găsești mult mai multe dacă ești gamer pe telefon. Însă am zis partea de bine, da? Alte lucruri de bine, culorile, că este atipic, că este diferit într-o piață inundată de telefoane foarte asemănătoare, gri sau negre, și cam atât. Una peste alta îl pot recomanda. Dacă aș putea să aleg între ăsta și altceva, aș alege ROG Phone 2 dacă s-ar apropia la preț. Și Asus a avut un ROG Phone 2 făcut în parteneriat, mi se pare, cu Tencent pentru China la vreo 500, care s-a liquidat. S-a vândut în milioane de bucăți foarte, foarte repede.
În 2 ore câte s-au vândut? 2 milioane. 2 milioane de bucăți. Deci acesta este the sweet spot. Acolo unde producătorii subvenționează un telefon de gaming pentru a aduce jucători și le aduc undeva într-o zonă de preț de 500, 600, este 550, 500, 550 de dolari, telefoanele astea de gaming se vând de rup. Și de aceea m-aș bucura că Asus, după ce va satura piața chinezească, unde vinde de rup pe ROG Phone 2, se înceapă să-l aducă și la noi în versiunea aceea mai accesibilă, pentru că iată dovada că se poate să faci telefoane de gaming cu adevărat de gaming. Dai pozele deoparte și faci gaming și da, în momentul ăsta 144 de Hz, super rapid, air triggere și ventilator. Red Magic 5G, un telefon care mi-a plăcut, dar nu va fi daily driverul meu niciodată. O să-mi torturez colegii punându-i să se joace. Poate cineva o să și facă live jucându-se pe un telefon de gaming. Este visul meu să văd la Cavaleria gaming pe telefon. Nu doar pe calculatoare când se joacă Cavalerii de noapte. Dar despre asta poate mai vorbim și altă dată. Sper că ți-a fost de folos acest review. Dă-i un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii tăi, dar spune-le să aibă grijă la import, cum ți-am zis, la import și garanție, și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Le mulțumim și membrilor noștri care ne susțin în fiecare lună cu abonamentele lor, dar și cu donațiile din timpul live-urilor. Aici, pe lângă mine, puteți să-i vedeți pe o bună parte dintre ei, o mică parte de fapt, pentru că avem cea mai inimoasă și mai mare comunitate din România în care te încurajăm să intri ca să ne susții în aventura noastră de a crea conținut independent, editorial și de calitate, chiar și într-un an blestemat ca 2020. Pentru că așa este. Și cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, să vă fie numai bine. Descarcă pe telefonul tău, indiferent de model și de generație, aplicația Stoma Link. Este aplicația gratuită prin care te poți programa la orice stomatolog, la orice oră, din zi și din noapte. Și nu te costă nimic să o descarci și să o folosești, iar dacă stomatologul tău nu o folosește deja, ai putea să-i vinzi și lui pontul. Wake up every morning with drive. Been on the grind, know I had to survive. We had to win. Started from the dirt and the rubble. I had to be the needle that was popping your bubble. Letting the air out, walking with a clear route. How we gon' rise today? I'm making mine today, go make yours. Double back and flip the proceeds. Last year on the corner sipping OE. Had to get off the block. Best friend smoking rock. Best man called the cops. Rose from the city that never sleeps. It's the melting pot.